TV8 înseamnă pentru mine o nouă experiență. O experiență veritabilă la un post de televiziune veritabil. La ISA 5 ani, TV8 nu este ca un copil de 5 ani, dar este ca un adolescent, căruia nu este frică să încerce tot și care de multe ori se apucă de lucruri aparent imposibile sau foarte complicate, dar într-un final rezultatul este pozitiv. Eu sunt sigur că peste 5 ani TV8 va fi la fel de curajos. TV8 va avea oameni care vor fi vocea societății, vor avea jurnaliști care vor adresa întrebări direct și fără ezitare invitaților.